Energia cea mai înaltă a unei națiuni îi este propria gândire, a cărei cea mai puternică manifestare nu poate fi decât literatura națională. Spectacolul, plin de exuberanță, reunește pe scenă actori consacrați și studenți ai Departamentului de Teatru al Universității din Craiova. Scenariul Două Loturi este o adaptare după textul omonim al lui Caragiale. 5 fără un sfert! Mița e acum la Titu! Am lăsat-o să plece cu șeful! Ne-am propus să creăm o frescă a epocii, un spectacol care, zic eu, are vervă, un spectacol plin de tinerețe, de energie, un spectacol care pe mine mă bucură. Spectacolul Naționalului Craiovean Două Loturi se adresează în primul rând publicului tânăr ca un îndemn de a se apropia mai mult de lectură, de teatru, de literatură. Un spectacol din lumea lui Caragiale, având în vedere tradiția acestui teatru, dar și a orașului, precum și dorința publicului, în special tânăr, de a participa nemijlocit la ceea ce noi numim lumea lui Caragiale. Așa a ieșit Două Loturi, cu fragmente adaptate din mai multe texte, CPR, Mitică, Moptul Român. Ce șansă extraordinară și pentru noi și pentru cei tineri de aici din școală să joace Caragiale în cheia lui Caragiale, acasă la Caragiale. Sunt situații limită, sunt situații care trec de la extaz, bucurie, la agonie. Spectacolul cu siguranță va plăcea, este un spectacol care este foarte bine creionat și foarte bine pus în scenă. Din echipa de creație care a contribuit la realizarea spectacolului fac parte Miruna Varodi, care a semnat scenografia, dar și Andreea și Mihai Dragnea, coreografia. Bani, o mulțime de bani, parcă zburam, mi se părea că plutesc. Hai să mă duc să-i încasez, păcatele mele n-aș mai fi pornit-o. Ce? A sunat ceasul, m-am trezit, era dimineața, visase.